Ziua Porumbului din zona Moldovei de data aceasta, a doua ediție, unde din nou suntem onorați și încântați să fim alături de organizatori ca și parteneri principali și suntem încântați să fim alături de domnii fermieri. Acest an Syngenta are 5 hibrizi în această platformă, hibrizi selectați specific pentru a fi pretabil pentru această zonă țării. Vorbim de hibrizi între 300 și 400 FAO, hibrizi care s-au dovedit în câmpurile noastre de testare și apoi în fermele dânșilor potențialul de producție. Avem producții de peste 14 tone, și evidenția hibridul Premeo aici, un hibrid din categoria artezian, Syngenta, care a obținut peste 14,6 tone. Au ajuns la un vârf atât de sus, deoarece noi întotdeauna am urmărit adaptabilitatea lor în marea majoritate a arealelor de cultură din România. Sunt hibrizi care se pretează în toate zonele. Această platformă Syngenta a recomandat un program tehnologic din preemergență până în postemergență din perspectiva erbicidării. Pentru partea de postemergență, de asemenea, Syngenta s-a gândit la o soluție pentru care fermierul să aibă posibilitatea din perspectiva flexibilității momentului de aplicare. Și aici vorbim despre erbicidul Elumis, ținând cont de gradul mare de infestare pe care l-am avut în această platformă, a mers pe doza de 2 litri. Menționam că în program am aplicat inclusiv insecticidul Caratezeon împotriva dăunătorului Tanimecus dilaticolis. Sunt culturi frumos, e ca la noi în sud, fiecare an se schimbin bine, se vede că producătorii se profesionalizează. Syngenta are un portofoliu complet, important este să înțelegem ce spectru de burien avem în teren. Recomandăm întotdeauna să mergem cu un erbicid în preemergență, Gardoprim plus Gold, o soluție, deoarece acesta, pe lângă faptul că poate fi utilizat atât în cultura de floarea soarelui, cât și în cultura porumbului, dar cu predilecție în cultura porumbului avem o flexibilitate în aplicare și anume că poate fi începând cu preemergența până în stadiul de 3 frunze al culturii de porumb, cu o eficiență foarte bună împotriva burienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale. Dacă discutăm de culturile din această zonă, de la Agroilmar, pe care le-am văzut astăzi, culturile sunt bune. Syngenta merită să fie felicitată pentru faptul că s-a impus pe piață din ce în ce mai mult, a crescut și a crescut destul de spectaculos. Hibrizii Syngenta și aici și în celelalte locații sau evenimente pe care le-am avut în țară au demonstrat că capacitatea lor de producție și s-au situat întotdeauna în topurile de producție. Syngenta este alături de fermierii din România. Agricultura este între cer și pământ și trebuie să balansăm în cadrul fermei diferiții hibrizi, diferitele tehnologii, astfel încât atunci când facem o media fermei, domnul fermier să fie mulțumit.